Da, era aceeași treabă. Da, dar e rău de Alin, că a sperat, mă, o, aia e rău. La doamna Daniela. La el este rău, știi ce este? Da, păi că el a crezut că gata, a scăpat și Didu a dat la roa. Dar i-am zis, te da. Iubi, să-mi scoți și mie, te rog, crăpătorul, te rog. Ăsta mic, nu mare, nu? Da, Alin, că nici nu intră, că nici nu vrea să întoarcă. Da. Peștele îl curăț tu când vii. Da. Pe la oricum îl fac repede la aparat. Dar ce, doamna Daniela și-a făcut bagajele deja? Păi și Alin le-are făcute. Și Alin le-are făcute. Da? Suntem acum 2, 4, 6, 8. 6, 8, 4 cupluri. 4, 4. Pentru ce? Vezi cum ne întâmplă acolo dacă mai e ceva. De aia pichinichi. Nu-ți plac ăștia pichinichi? Da, da, dar nu așa, vezi că ai făcut unul pichinichi. Uite-l pe pichinichi ăsta. E prea pichinichi. Băi, arată tu la stripteze să-ți facă ții cartofi. Dacă mai comentezi atâta. Hai. Băi, mi-ai întors spatele, Raimond. Raimond, trebuie să vin apoi. Mi-ai întors spatele. Dar mi-ai întors spatele, nu. Mi-ai zis să-ți cer la stripteze să-ți facă cartofi. Și ce, atâta? Nu, atâta. Ia-mă în brațe. Și na, la ori, vezi cum e... Da, plouă? Da, da. Da?
Vezi cât de important a fost votul tău? Da. Noi ne gândeam... Nu știu să spui indiferent. Nu. Noi am crezut că gata, adică s-a... Că Alin nu avea niciun cum. Știu, dar era clar că pleca Alin. Știu, dacă el dădea punctul, zicem, pun lui Alin, Laura avea mai multe decât aveam eu. Nu, dacă îi dau un punct lui Laur, că noi așa ne vorbiseam, să facem baraj și Andrei cu Cristina la fel. Da. Andrei, să-l bătezi pe Laur, Cristina pe tine și noi la fel, știi? Eu pe tine și el pe Laur. Și care ar fi fost punctajul? Și dacă Raymond ar fi dat un punct lui Laur, Laur ar fi putut să protejeze pe Alin. Da, sunt și eu. Că asta s-ar fi eu am zis că votul meu e indiferent. Pentru că era clar că pleacă Alin. Tu aveai două, Laur trei. Eu punctul ăla care îl dădeam, dacă îl dădeam lui Alin, era degeaba, dacă ți-l dădeam ție, era degeaba, dacă îl dădeam lui Laur, era degeaba. Cum n-am știut? Nu, după aia când dacă mi-l dădeai mie, n-a fost degeaba. N-a fost degeaba. Ba da. N-a fost. Pentru că ar fi avut Laur, că noi așa vreau să-i dăm jumătate la Laur și jumătate ție. 3-3, nu era degeaba. Dacă aveai doi, care era problema? Avea Laur mai mult și cel care avea cele mai multe putea să protejeze dintre ei doi pe unul. Da. Ba da. Cel mai mult clasat în clasament, voi ce înțelegeți? Lasă în afară de asta. Ce aveți voi? Băiatul acela. A zis doamna Mirela. Deci Laur dacă avea 4, Grigore 2 și Alin 1, 0, Laur l-ar fi putrezat pe Alin. Nu e așa. Stai mă, să-i întreb, eu n-am înțeles așa. Ba da. Nu așa, Grig. Laur! În cazul în care toți trei ați avut două puncte, eu aș fi ales unul dintre toți. Da, dacă Alina avea deja 0, ar putea să fie protejat? Cred că da, nu? Da. Păi după aia Laur ar fi ales dintre voi doi. Da. Da. Laur nu așa acolo. Nu-mi plac m-am vrut cu gol, iubi. Stai, mă, te cu altceva. Vezi tu cu ce, da? Hai, du-te. Uite, eu n-am înțeles asta. Eu de-aia am zis că votul meu e indiferent. E important. Păi și de asta te-ai zis, doamna Mirela, nu este indiferent. E foarte important. Da? Da. Oricum, noi ne vorbisem cu toți și cu Andrei, cu Cristina și cu toți ca să facem baraj între voi doi și să vă salvăm pe amândoi. Adică era... Eu nu am înțeles așa. Păi tu oricum nu erai atent, iubit. Dar mă întreb cum o să facă în finală. Eu chiar mă gândisem, acum când a fost ultimul zic... Că de ce mă fi mai spus? Și că să-i dau lui Alin, zic să aibă și el măcar unul. Ca să nu fie... Sau să-i dau lui Laur, dacă care de... să fie dacă cu mult peste. Alin, aveam eu cele mai multe, nu? Sau nu, tu aveai două. Două? Alin 1, tu 2 și Laur 4. 3. 3-2-1 era. 3-2-1 era. Dacă îi dădeai lui Alin, nu? Da. Da. Ah. Și atunci Laura ar fi ales între tine și... Da. Ar fi ales pe Alin. Uite, eu nu aveți, eu n-am fost atent. Păi de ce ziceam... Sau vezi, bine, las că e și bine. Ți-a dat Dumnezeu gândul cel da. Bun. Păi dar nu că eu n-am vrut să-ți dau... Grigore, dă-i Grigore, ca să fie da, baraj între amândoi. Am auzit când ești. Dar noroc că mi-a zis Tina, că eu nu mi-am dat seama, că eu am zis oricum păi, Alin... Păi ce am zis, mă, eu am zis că Alin este sigur, că n-are niciun vot. Dar nici el, staful n-a explicat bine. N-au explicat, era și între ei... Nu s-a înțeles nimic. Dar știi câte emoții am avut? Eu am crezut, băi, cum adică... Nu mai înțelegeam niciun la un moment dat. Eu am crezut că după aia dintre voi doi se va... Asta ar fi fost culme. Da, se va fi eliminat cineva. Adică atât de teamă mi-a fost și mie la un moment dat. Deci mulțumește-i tinei, nu mie. La amândoi vă mulțumesc. Păi dar eu n-am știut, mă, eu nu auzisem regula asta. Și eu de-aia am zis că votul meu păi, n-are nicio valoare. Tu vorbeai de zor cu Andrei cum să faceți să împărțim voturile la toți și nu mai și era niciun atent. Și oricui dau zic eu aceeași treabă, că zic oricum Alin este că n-avea niciun vot. Eu am înțeles regula aia că tu dacă puteai să protejezi dacă erau 2-2 și 2-2. Toți 2-2, păi n-a zis doamna Mirela că a zis 2-2-2.